Salutare, prietenașii! Eu vă salut din suflet. Eu sunt Igor, canalul G Pescar. Și desigur că astăzi o să încercăm să facem un pescuit la somn, băieți. La un pescuit care e ceva mai special. Am găsit o zonă unde este foarte populat cu scoică. Și după cum vedeți, am găsit ceva scoici. Eu le-am găsit cu Dragoș. Și o să le curățăm acuș. Și dacă o să fiți atenți, noi o să prezentăm, când o să mergem pe apă, o să prezentăm și montura pentru somn. Aici avem doar o greutate, așa, o greutate interesantă. Și o să vă prezentăm și forfacul. Și o să vă prezentăm și cum încărcăm montura cu scoică. Dar întâi o să le curățim. Ce să vă doresc? O să facem un filmuleț foarte scurt. Vedem. O să batem la clonc. Poate vine un somn. Vedem. Fii cu ochii pe noi, pentru că eu astăzi l-am pescuit cu cel mai bun prieten al meu. Băieți, pentru voi cel mai bun prieten, cred că sunt copiii a voștri. Nici nu se discută. O să vă-l prezint pe drăguțul ceva mai târziu, când o să mergem să căutăm somnul. Acum o să încercăm să dezbatem scoica, să cătăm cărnița ei. Așa. Iată, dragi prieteni, cam așa. E o leacă dificilă chestia asta, pentru că desfacem scoica și scoatem cărnița de la scoicușoară pentru somnișor. Iată cam în felul următor. Arată scoicușoara. Așa. Iată, asta o să fie mâncărica pentru somn. Așa. Și acum, în scurt timp, încercăm să facem montura și să băgăm la somn. Iată așa, avem un loc interesant cu greutate și forfacul, iată, uitați-vă, din două ace. Aternici de la Trăbuco. Și amuși, băi, demonstrăm cum îi facem și o încărcătură. Scoică. Așa. Iată, cam așa, cam în felul următor. Așa. Așa. Trebuie să fie cât mai încărcat cârligul, ca să nu sunt domnul somn, să nu ne sâmte metalul. Cât mai plin să fie. Așa. Dragi prieteni, extincăm să dăm foliată de soluție de asta. Ceva bun am luat la România. Poate place asta. Începem să dăm drumul în apă. Eu cred că dăm drumul la rând. Să-i dăm și la clung, și-i dăm și mai jos, și-i dăm și mai sus. Am făcut montura frumoasă tare, dar nu vrea să o iei. Nu vrea să o apuci. Dar mâncim, mâncim, poate avem noroc. Băieți, am avut două trăsături frumoasă tare, dar a plecat.
tu? Unde te-ai pornit noi? Ia uitați-vă și frumusață! Vai de capul nostru! Micușorule, unde te-ai pornit tu, măi? Du-te, măi, și crește, mare, măi! Hai! Hai, du-te! Hai, du-te, măi! Așa, bă, îți uleacă, vrei să vină asta? Cum ați văzut, am fost puțin pe apă și am încercat să ne batem puțin cu somnul. A fost puțin activ, dar mici au fost. Am mai eliberat și unul mai mare cel de vreo 1,5 kg, 2 kg, Dragoș o hotărât să-l ieie, să-l mănânci cu frățorul acasă. Da, Dragoș? Da. Ți-a plăcut la somnul, nu? Da. Ia-mi povestești ce aștepți tu în continuare. Mi-a plăcut foarte mult la Nescu. Și aștept să vin data viitoare. Mai tare trebuie să vă gândești. Bravo, pe curând, prieteni. Toate bune.